CSB, Radunovic accidentat aseară la echipa națională. E o pierdere importantă pentru CSB. Seamă, deci, cum stă în campionat, e o pierdere, pentru că Radunovic era un motor în echipă, da. Era un jucător de bază, un jucător care impulsiona jocul FCSB-ului. Nu știu ce vor găsi soluție acolo, că nu știu. Nu văd cine poate. Șerban, dar mai jucat Șerban, nu i-a plăcut lui Becali, nu știu cine va putea juca acolo. E o problemă acolo, mă întreb. Dar apropo de Radunovic, domnul Dinu, la Națională, nu avem un jucător cum joacă el pentru Muntenegru. Cât de dedicat e, cât de... chiar și meciurile cu noi, nu avem un jucător. Dacă noi acceptăm și antrenorul care e echipa Națională, l-a convinge pe bancul că și faza defensivă e importantă, nu știu, să măcar mental să fie pregătit defensivă, ar fi o soluție bancul în momentul ăsta. N-are o dublură. Că bancul, dacă bancul acum nu poate juca în momentul ăla, e Camora singura soluție, care eu zic că nu ne poate ajuta pe termen mediu. Camora acum, un joc, două. Da, dar vedeți, domnul Dinu, că și la un nivel mai înalt, cum e Trent Alexander-Arnold, și el face foarte bine faza ofensivă, dar defensiv tot are... Știu, păstrăm proporțiile. Tu faci comparații care n-au nicio legătură cu ce să... Nu, dar proporțiile, zic. Nu știu. Să caute, să aducă o soluție, o fundație. Uite, mie îmi place mult Harus de la Hermannstadt, da? Adun jucător care se poate fi oricând pentru bancul dublură, o soluție. Să aibă și bancul puțină teamă. Oameni, nu joc bine, nu mă antrenez bine, intră ăsta. De-aia spun că la FCSB e o problemă. Radomice, eu zic că e o problemă extrem de importantă și destul de gravă pentru ei dacă ăsta nu va juca, Radomice. Foarte greu. Și oricum FCSB-ul e în situația în care nu-și mai permite să piardă puncte, pentru că dacă mai dă două kick-uri... FCSB-ul trebuie 5-6 ani să facă maxime punctaje. E adevărat. Omrani impus de Gigi Becali la FCSB, Andrei, e normal? Ok, s-au dat mulți bani. Firește. Ne-am obișnuit cu asta. Ne-am obișnuit, dar eu te întreb dacă e firesc. Sigur, e un jucător cel puțin teoretic valoros în continuare. Nu știm pentru că n-am mai jucat de ceva timp, vom vedea acum. Așa, dar nu explic acesta, dar m-am mulți bani pe Miculescu și pe companie, că pe el. El a avut prima instalare, nu s-a dat bani pe el. Nu, eu vorbesc de bani cumulați pentru el. 200.000 la semnătură și încă 200.000 în primon. 1.700.000 la Miculescu și... Domnul, nu, dar un jucător care... Și cu 10.000 minim pe lună, cât are Miculescu. Nu vi se pare mult pentru Omlanie? Vi se pare bani puțin? 400.000 într-un an? Cu prima instalare. Da, fără prima de instalare 200.000. Nu e mult. Nu e mult? Nu. De ce spuneți că nu? Ce a arătat în fața urmează nu e mult. El poate aștea FCSB-ul. FCSB este în criză în momentul ăsta de un atacant central, de un marcator. Deci și în Europa ce a arătat. Meciurile cu Celtic, el poate, a jucat foarte bine și la un nivel înalt. El are calitate. Sigur, el nu știu cât motiv va fi. Va fi, pentru că Becali plătește bine la timp, nicio problemă, dar el un jucător o calitate multă de tot. Să nu uităm că a aparținut de Marseille. A jucat la Marseille. A și jucat foarte puțin. Spun că... Da. Nu, eu zic că e un transfer bine făcut. Dacă vor reuși să-l aducă la o dorință, un nivel de competiție care să-i ajute pe ei. Așa, dacă vine și îi place pe Nordului, nu face nimic. Păi îi place pe Nordului. Se-i placă, dar se-i placă. Dar noroc că dumneavoastră stați toată ziua pe Nordului și vom ști dacă e acolo. Se-i placă lui și marți, după aceea sâmbătă și ești mai pe teren. Să ne anunțați, domnul Dinu, dacă îl vedeți la restaurant. Fușcă e presa aici. Nu, lăsând gluma deoparte, mi s-a părut mereu un jucător cu mult peste media ligii întâi, dar care chef. Asta a fost singura problemă la el. Ca și la Liebeck. Dacă Liebeck are chef și are dorit să... Astăzi și-a dorit să câștige echipa, în primul rând, cum a alergat, cum s-a bătut. Chiar vorbeam de domnul Cescu, așa, vorbeam și comentam așa, jocul în sine, și mai zic, domnule, eu am zis mereu, care e calitate? Și domnule, aseară s-a bătut pentru toate mingile și a vrut. Asta e cel mai important lucru. La știu și forma fizică bună căpătată la Farul Constanța. Eu zic că mai are încă un kill, două mare plus, dar le dă jos probabil, dacă va reuși Farul să arună acolo sus și el să fie motivat, zic că Hagi, și sunt convins că îl va biciuie să cum trebuie ca să... El poate fi și pentru Farul o soluție, un transfer bun pe viitor. Da. Apropo de ce ziceai de Omrani, cred că FCSB-ul are în momentul de față nevoie de un atacant, de un jucător cum a fost pe vremuri, dacă mai țineți minte și cu siguranță domnul Dinu își amintește, Cyril Terreau, probabil unul dintre cei mai buni atacanți. Altceva. Nu mă refer ca profil de jucător. Nu, eu spun că FCSB-ul, în momentul ăsta, sigur, poate cu el și cu companiul să la fel ca la echipa națională. Aibă doi atacanți, că nici el nu poate juca, nici Omrani nu poate juca în vârf cu spatele la poartă, un număr 9, cum e companiul. Da. Nu-i convine. E un post care mai mult Alibek, îl deranjează. Când ai în cârcă un fundaș central care tot timpul te căpăcește. Castil e mai mult Alibek, să zicem. Se vine cu fața, cu față între combinații, are tehnică foarte bună. Știe să aștepte anumite momente minge, anumite poziții. Eu spun că eu, pentru FCSB, dar nu știu dacă să-l impună acum așa de repede. Mie mi-e teamă să nu îl dea peste cap, pentru că el n-a jucat de neapărat din iunie. Poate face o ruptură, face, mă rog, asta domnul Becali, trebuie să vorbim că va intra în play-off. Adică nu văd cum să nu lege câteva victorii. Ei cu 3-4 victorii
legate să ducă acolo sus și au și dacă asta. Și cu parcă. Primul meci mi se pare că l-au cu Petrolul. Nu mai știu sincer. Dacă nu mă înșel, echipa e previzibilă. Îi poate în curând. Unde, la București? Parcă da. Parcă da. E mai greu la București pentru Petrol, nu știu. Nu, cu FC Argeș. Cu FC Argeș, da. Eu spun că le pot lega. Au alea două restanțe unde alea două restanțe le aducă cel puțin 4 puncte. Nu e cu CFR-ul. Cel puțin și Botoșeanu. Da. Le aducă cel puțin 4 puncte. Altfel, fără 4 puncte la două restanțe, e greu. Da, mă rog, mai sunt returul după aceea. Vor ieși și ei din cupe europene. Nu, nu o să mai aibă așa încărcătură de la februarie încolo. Dar și pe, vin play-off, pe locul 6 la 12-14 puncte de primul loc, când împărțit la 2 rămân 6. 6 puncte e greu să le... Credeți că în conferență e încheiată lupta? Pentru FCSB? Adică nu mai o să tragă... Eu zic că e încheiată pentru amândouă. Adică să aibă măsură, să înțeleagă, au ratat în două... Să aibă măsură. În astea, păi CFR-ul trebuie să aibă normal 4 puncte. Are 1. Da? Da. Când nu-i înviși pe Balcanii din Kosovo și pierzi acasă cu Sivasspor, o echipă care în Turcia, în momentul ăsta, nu impresionează cu nimic, e clar că nu poți spera mai mult. O știre șocantă, domnul Dinu, Davis Mangia, fostul antrenor al celor de la Universitatea Craiova, a fost suspendat din funcția de selecționer al Maltei. Presa malteză scrie că un fotbalist a reclamat un comportament sexual inadecvat. Ce părere aveți? De ce râzi, Andrei? Să nu pe Cârțu, că el a lucrat cu el. Aoleu. Nu știu, dacă a lucrat îndeaproape. Cine? Nu era director tehnic al clubului. Da. Nu știu, nu. E problema lui, e viața lui. Păi, e în lumea, în evenimente care se întâmplă pe globul pământesc, e, eu știu, progresist și-o fi, neomarsist și-o fi, nu știu, privește ce face el cu corpul lui, da. Da, da, cu corpul altuia e urât, problemă. Da, am înțeles că aceeași problemă a fost și când a plecat de la Italia, când a venit și din România, Italia, el de la Craiova. Și acolo a fost ceva bănuiel. Ce pot să vă zic sigur este că a existat un caz și în România. Familia a fost la un pas să iasă în presă să spună totul, după care s-au gândit că îi fac rău jucătorul și că nu-l va mai lua nimeni pe nicăieri. Ce, că jucătorul a acceptat? Nu, jucătorul n-ar fi acceptat, că de-aia n-a mai jucat. Nu, hai să... Da, ce părere aveți de chestiile astea? E urât, e foarte urât. Ați întâlnit vreodată în cariera noastră să aveți, nu știu, jucători care... Nu știu, nu. Adică să aveți un caz de ăsta de gestionat, mă refer. Povestea cine e? Milie Baroș, pe care povestea, care s-a dus pe un golf pe undeva și a intrat vreo două camere și nu mai știa cum să fugă. Știu și o poveste, da. Da. Nu știu, e povestea lui. Mai pare rău, așa. Însă, n-are nicio legătură cu fotbalul și... E. Treaba lui, îl privește. Dar hai. Profesional la Craiova n-a avut rezultate, Rene. Păi nu, dar a plecat. Câștigat, da. Mă rog. Pentru non-performanță. Non-performanță în alteză. Trebuie să se mai vorbească despre cazul Săpunaru, chiar dacă rapidiștilor nu le convine chestia asta. Vorbim ce vrem, că nu ne punem pumnul în gură. Ei trebuie acolo, cu el, cu domnul Șucu, cu domnul Angelescu, să ține echipa, eu știu, în mână și să jucătorii să nu creeze o presiune suplimentară. Sau asta e treaba lor, că ei sunt acolo conducători. Noi putem spune orice, putem spune că Rapid câștigă peste 2 ani Champions League. Domnul Patolin oprime să spun chestia corect. Asta. Dar, sigur, să mă așteptam o explicație de ce nu poate fi Săpunarul suspendat. Nici eu nu cred că va da o explicație și juridică. Așa, explicația noastră e alta, de ce nu va fi? Nu va fi suspendat pentru că nu e motiv. Păi, de ce nu e motiv? Păi, da. Fac o singură paralelă. Hai să ne amintim când acel spectator a intrat pe teren și la Ploiești și l-a lovit pe Galamas și Martinovici, parcă cum îl cheamă, l-a luat la șuturi pe un spectator, da? Da. Tot lipsă de organizare a fost și acolo, că un spectator a să intre în teren, să joc, da? Tot cei care au filmat de protecție și pe unde și-au făcut treaba, da? Ca și aici, da? Deci eu spun că nu e un motiv. Sigur, nici el probabil n-are niciun gest suficient să ne explice, dar... Eu nu vreau să fie suspendat. Eu am, în momentele astea, Craiova să plătească într-o lipsă de organizare, Săpunarul, eu știu, o amendă, ceva, sau Clubul Rapid, nu o știu. Atenție! Dar dacă va recidiva în scurt timp, credeți că atunci se va să se taie în carnevie? Pentru că el are niște precedente. Poate recidiva oricând. La el nu e problema asta cu recidiva. La el e problema cei care lucrează cu el să-l convingă că el e doar capitanul echipei jucător, este un mare iubitor al acestui club, acestei echipe. Și fanii au dedicat toată lumea. Da, sigur, mai rog acolo, ce dedică